Bun, hai să mergem la Gabi Safta. Gabi, ești în direct. Te salut, Horia, pe tine și pe invitații tăi cu un deosebit respect și îl felicit pe Robert Niță pentru că a avut iar dreptate. Bravo Rapidului, mă doare capul de la pauză de aseară. Asta e frumusețea fotbalului. Pierzi, te oftici rău de tot cum ne ofticăm noi, cei care ținem cu FCSB. Dar pe urmă vine următorul meci și ești fericit. Doamne ajută! Bună ziua, Gabi! Te salut cu respect! Bună, bună pentru voi! Da, bună pentru voi ziua. Vezi că și tonul Urniță e malițios. Să fii atent la ton cum te-a salutat. Știu, dar are, și are râde cu gura dreptul până la urechi acum. Are tot dreptul. Eu mereu spun înainte de meci e bine să taci și să vorbești după. Asta a făcut el, îl felicit pe el, pe Rapid, pe Liviu Ungurean, pe Bocciu, pe galeria lor. Eu am stat o oră după meci, nu mai plecau. Se stingea lumina, erau tot acolo, sărbătoreau. Asta pentru că eu cred că au primit cadou de la FCSB cele trei puncte. Intraseră, eu am fost pe stadion, în 30 minute n-au ajuns la poarta lui Târnovanu. O greșeală, o pasă de la adversar și un corner, culmea aici, Nea Mihai, trebuie să spună mai multe. FCSB în două meciuri a luat trei goluri din faze fixe. Lovitura liberă de la Ploiești, penaltiul de la Ploiești și cornerul de aseară. Sunt probleme pe care trebuie să le rezolve la antrenament. Schema la gol, da. Ți-a plăcut la corner? Demarcare, paravan, rămâne ăla singur pe 10 metri, Dawai face marcaj lungă zana. Stai că schema e întâmplătoare, a declarat-o săpunarul. N-au vrut să dea din casă, Mihai. A zis la Mihai. Bravo, Mihai. Felicit. Ziceai că ești imparțial, că nu Steaua, nu Rapid. E pe naibii. Păi nu, tot sânge roșu albastru are. Văd că săpunarul e imparțial. Nu, dar el a spus. Pe ce vrei să zici? Să dea din casă, că... Nu, a zis, domnule, am făcut da, schema. Trebuia invers, paravan pentru el. A ieșit invers. Schema a fost făcută doar să se țină fundașii centrali de la FCSB între ei. Gabi, și mai am o întrebare, chiar dacă noi mai glumim aici și tu știi cum e normal după victorie, fiecare suntem cu simpatiile noastre. Eu chiar vreau dacă... Are o întrebare, unde s-a ascuns mustața? Da, știi ceva? Sunt îngrijorat că am un cunoscut simpatizant al FCSB-ului, prietene mult să-i spun, dar Nu știm ce e cu domnul Mustață. Ai dialogat cu dânsul? Eu chiar vreau să-mi prezint scuzele dacă i-a plăcut atât de mult melodia care am fredonat-o, îl pot învăța și pe dânsul, dar nu știu ce se întâmplă. Nici pe TikTok nu l-am văzut, nu l-am văzut pe nicăieri azi. Mai posta! Mai posta! Eu spun așa, Robert, când mai erau câteva minute din meci și am auzit acel cântec pe care evident că nu-l știam, da, și nici nu vreau să-l aud, dar l-am auzit aseară, îți mărturisesc că am văzut peluza voastră, am văzut loja, am văzut un sector spre tribuna a doua, era ceva ca la Istanbul. Bravo, a fost, se furnica pielea, adică super cântec, super atmosferă și pentru că suntem prieteni, nu-ți răspund la întrebarea cu Gigi Mustață, pentru că mă pui într-o situație... Hai, bă, lăsați-l pe Mustață, Robert, mai lasă-l, bă, ești omul amărât. Ce mi-a făcut ieri, Gabi, zi cu internaționalul, da. Îți mulțumesc, da. Ocolul pământului, te rog. Îmi cer scuze că te întrerup, îți mulțumesc, că e o mândrie că aceste cuvinte vin de la un mare stelist. Eu îmi prezint scuzele aici că știu că pe tine te urmăresc mult steliști dacă am sărit calul puțin cu felul în care am trăit victoria asta, dar spun sincer, este o victorie mare la care nu ne așteptam. Băi, lasă-ne, mă, cu ipocriziile astea, că cer tu scuze pentru... Taci, mă, și când ieșim, îi zici, ai văzut ce le-am tras-o? Păi da, așa e, da, așa e. Uite-mă cum se uită Bănel cu Ilie la mine. Ți-am dat mesaj aseară? Ce ai zis? Lasă-mă, frățiorul. Uite, bă, de aici plângea de bucurie pe aici, să ce-i fac lui Bănel, de azi noapte mi-a scris. Nu am vrut să mai vin. Cum? Păi n-a vrut să vină, noi am vorbit. Uite cum se uită Cobra, nu mai fi mai ipocrit. Nu, bă, dar așa e, cum da? Da, doamne, poate oamenii nu sunt băi, supărați. Băi, sunt supărați. Băi, exersăm ipocrizia, le zicem, mor de bucurie. Robert. Nu, păi mă bucur, da, normal. Uită de sus în sus și voi de jos. De jos, da, corect. Ai fost fotbalist? Ce vrei mai mult, dar te uiți de jos în sus. Nu, mă gândesc. Prieten, nu, prieten.